Revenind la acest vot uninominal, așa de mult și așa de serios să faci o bătaie de joc față de legător, că eu nici nu-mi pot imagina. Bine, asta mai mult mă deranjează și mă doare chiar, sufletește. Să duc iar lumea în eroare, că el ar să aibă deputatul lui. Hai, fim serioși, dar nu, credința de copii nici nu trebuie să creadă. Care deputatul tău? Acum, închidem ochii pe o secundă și ne imaginăm 101 deputați care nu sunt legați nici de partid, nici de fracțiuni, nici de nimic. Îmblă ca cine, ca taracane sau ca cine prin acest parlament. Cum lucrează acest parlament? Care, cum prin și voturi ați voteze? Cum ați fi? Dar acolo sunt o sumedenie de probleme. Chiar și cu aceiași voturi sau participare la votarea Transnistriei. Constituția clar scrie că Parlamentul Republicii Moldova este compus din cât? 101 deputați. Dacă acel, îi spun că noi le dăm rezervă la Transnistria, cât de acolo? 7, 8, 10 mandate, da? Nu o să participe Transnistria la alegerile acestea. Să le dă 101 mandate, nu o să participe. Atunci, după alegeri, Parlamentul care să fie ales, e legitim dacă nu are 101 deputați? Nu. Dar dacă Curtea Constituțională, care le aparține lor, în buzunarul lor, a democraților, a spune că e legitim, atunci partea, întrebarea a doua, cum se formează majoritatea parlamentară? Din 101 sau din acei care au fost aleși fără Transnistria? Și dacă aceste legi, pe urmă, ați fie tot timpul, pe parcursul 5 ani, 10 ani, 20 de ani, în vigoare, sau a să vină totuși o guvernare normală, serioasă, patrioți a Republicii, a neamului nostru, și ce ar să fac cu aceste legi?